Bun găsit, Cristi, bun găsit, doamnelor și domnilor. Iată, vorbim despre o a treia zi de proteste. Suntem în apropiere de punctul de trecere a frontierei ruse dintre Bulgaria și România, unde pentru a treia zi la rând agricultorii bulgari au ieșit în stradă blocând practic intrarea și ieșirea dintre cele două țări. Sunt zeci de tractoare ieșite din nou în stradă aici în apropiere de vama ruse. Aceștia merg fără oprire timp de aproape o oră, așa este anunțat protestul agricultorilor bulgari, la fel cum a fost și în ultimele zile. E un protest prin care ei vor să atragă atenția asupra prețului cu care au ajuns să-și vândă produsele. Sunt nemulțumiți de faptul că importurile de cereale din Ucraina le-au blocat practic vânzarea de marfă și, așa cum spuneai și tu, nici măcar anunțul făcut seara trecută de Ursula von der Leyen nu i-a liniștit. Vedem în continuare proteste așa cum au fost ele anunțate. Ne amintim faptul că țărilor care sunt în apropierea Ucrainei le-a fost promise un ajutor financiar în valoare de 56 de milioane de euro pentru agricultori. 30 de milioane revin Poloniei, 16 Bulgariei și 10 României. Ieri la TV Info, ministrul agriculturii Petre Daia spunea că România ar putea dubla acea sumă, iar seara trecută Ursula von der Leyen spunea că deja sunt luate în calcul sume noi pentru că acestea nu sunt suficiente, dar vedem că chiar și așa protestele continuă.